Donezi sânge, dăruiești viață, studenții, rezidenții și profesorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași au donat sânge pentru pacienții suferinți. Campania vine ca urmare a solicitărilor multiple venite din partea spitalelor care au nevoie în permanență de sânge. Inițiativa aparține asociației ROR. Student în anul 3 la kinetoterapie, Diana a donat sânge pentru prima dată, conștientă fiindcă gestul ei va aduce o picătură de sănătate pacienților internați în spitalele din Iași. Atunci când o persoană donează, beneficiază 3 persoane din sângele donat și este un bine făcut oamenilor din societate. Dragoș este donator constant de 14 ani, îi ajută pe cei aflați pe patul de spital. Cred că este o alegere personală, pur și simplu, adică trebuie să știi că vii aici să faci un bine cuiva, nu vii ca să ai o zi liberă, iar eu vin în continuare pentru că vreau să-mi ajut semenii și mi se pare normal și ok ca dacă pot să faci asta, să o faci. Zilnic, unul din 10 români are nevoie urgentă de sânge și doar 2% din populația țării face acest gest. Medicii spun că în medie în spitalele din România este nevoie de cel puțin 1000 de litri de sânge pentru diverse intervenții chirurgicale sau tratamente de specialitate. În primul rând, donând, salvăm nu o viață, ci cel puțin 3 vieți. Acesta este esențialul pentru noi. Doi, dacă nu avem sânge, în anumite cazuri nu se pot opera. Nu se pot opera, este riscul de a se întâmpla o complicație, este riscul chiar la un moment dat, din păcate, de a muri. Și atunci trebuie să facem acest lucru. Donând, ne facem bine și nouă, ca organism, dar facem bine și celorlalți. Donând, facem un act de mare, mare finețe și de onoare, iar cel care este salvat cu picătura aceea, tot timpul o să pomenească pe cei care dau sângele lor. Pentru că sunt o multitudine de afecțiuni care au, adică sunt multe afecțiuni pe care le au pacienții pentru care noi avem nevoie de administrare de sânge și cei care au afecțiuni hematologice de diverse tipuri au nevoie de sânge. Deci sângele este foarte important pentru foarte multe afecțiuni, imediat sigur pentru pacienții care, la care se intervine chirurgical, dar sunt și pacienți cu afecțiuni hematologice și nu numai care au mare nevoie de sânge. Mai avem și pacienți care au grupe rare, să spunem, sau care au IRH negativ și atunci găsim mult mai greu și atunci apelăm la populația din întreaga țară să ne sară cineva în ajutor. Sunt zile în care la centrul de transfuzii din Iași vin cel mult 30 de oameni în condiții în care numărul donatorilor ar trebui să fie cel puțin de 3 ori mai mare. Numărul zilnic de care am avea nevoie este în jur de 80-100 de persoane. Și zilnic, sigur că da, zilnic avem solicitări din spitalele cu care avem contracte de distribuire a componentelor sanguine, în număr de 17 spitale, dintre care 3 sunt spitale private. Și am reușit să onorăm mare parte din aceste solicitări. Campania Donează sânge și vei dărui viață este derulată de Asociația ROR. Președintele organizației este cel care a reușit să mobilizeze studenții, rezidenții și profesorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa. Asociația ROR a dat startul campaniei Donează sânge și vei dărui viață anul trecut, în luna aprilie, chiar de Ziua Internațională a Sănătății. Creștinii au fost atenți și au dăruit din timpul lor, donând sânge, deci dăruind viață semenilor lor. Lipsa sângelui în centrele de transfuzii este bine cunoscută, astfel încât, iată, în prag de sărbători, studenții de la UMF, medici rezidenți, doctori, au spus da și astăzi, și nu numai astăzi, până la sfârșitul săptămânii, vor dona sânge, vor dărui viață. În România, bărbații au voie să doneze o dată la 3 luni, iar femeile o dată la 4 luni. Fiecare donator primește o zi liberă de la serviciu și un bon în valoare de 70 de lei. Cele mai multe solicitări pentru pungi cu sânge sunt făcute de Institutul Regional de Oncologie, Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria și Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.